Bun găsit, dragi telespectatori, iată-ne la o nouă emisiune dedicată sănătății. Înainte de a intra în esența problemei, mi-aduc aminte. De cine credeți? De Nicolae Iorga. Cine l-a îngropat pe Nicolae Iorga? Știți? Nu, păi tot eu. Am ajuns cel mai mare cioclu. Dragii mei, mi-aduc aminte când l-am îngropat pe Nicolae Iorga, ce îmi spunea înainte de a muri. Numai printr-o gândire logică vei învinge tirania nesiguranței. Păi astăzi am invitat două personalități din medicina umană pentru a elimina cât de cât sau cât se poate de mult tocmai din nesiguranța diagnosticărilor. Pentru că la urma urmei trebuie să ne gândim că sunt foarte multe diagnostice care sunt eronate. Sunt unele chiar la frontieră, dar sunt unele care practic sunt pur și simplu date peste cap, pentru că dacă te duci de la medic la medic, fiecare medic îți spune câte un diagnostic și poate nu știm dacă acel diagnostic este concludent, gândindu-ne că omul se bucură foarte mult de medicamente de sinteză. Este altceva când te-a pus să faci o eroare în diagnosticare și dai niște plante, da, pacientului. Deci vrei, nu vrei, îl pui pe un program de prevenție și este altceva când faci o eroare în diagnosticare și din punctul ăsta de vedere îi dai chimicale, care știm cu toții că aceste chimicale, da, sunt droguri, au efecte secundare și la urma urmei știm că efectele secundare sunt ale pacientului. Să rămâneți și bine ați venit, dragii mei, și vă salut, dragi telespectatori. O cunoașteți pe doamna doctor Mihaela Hanganu, care este și medic primar. Domnia sa nu vrea să se mai facă general, ci vrea să rămână la nivelul de major. Să trăiți, domnule major, să rămână și bine ați venit. Da? Noi, cred că în țară avem mai mulți general decât soldați. Asta îți mai trebuia și ție să fii general. Da? Dar ești general în știință. Alături de domnia sa, pentru că mi-a și spus la telefon, eu nu pot să vin singură, pot să vin numai cu un soțitor. Păi și ce însoțitor are? Pe domnul Daniel Hanganu. Bună seara. Dânsul este manager și împreună cu echipa, da, caută să dezvolte cât mai mult acest fenomen, am putea spune, Science Med, da, de tehnică, de diagnosticare. Și la urmă, urmei nu vorbim numai de diagnosticare, o să vorbim mai mult de tratamente, dar noi tot am vorbit numai de tratamente, dar vreau ca să vorbim și despre arta diagnosticării, pentru că iată sunt o serie de probleme legate din acest punct de vedere, că nu putem avea un diagnostic cât se poate de exact. Și aici, da? Și amândoi, vă rog să vă completați, eu să vorbesc mai puțin, dacă pot să vorbesc mai puțin, da? Și în felul ăsta să lămurim cât se poate de mult pe acești telespectatori ai noștri, care de-a lungul timpului să știi că mulți din diverse zone, și aici îți revine ție această sarcină, da? Mi-au spus unii că de ce nu poate să fie la Iași, mi-au interat această problemă, la Suceava și chiar de la Bistrița mi-au spus de ce nu puteți să dezvoltați și acolo, pentru că lor le este greu să vină la Timișoara, le e greu să se ducă la Cluj, că le e greu să se ducă la Buzău, să vină chiar la tine, Mihaela, da, și chiar la București. Și din punctul ăsta de vedere administrativ, dacă e, și eu cred că decât să dea banii pe transport, mai degrabă să vină mai aproape de orașele care le-am enumerat. Fiind o problemă un pic legată de partea managerială, o să încerc să răspund eu la acest aspect, pentru că după aceea o să înceapă doamna doctor și sigur nu o să mai apuc să vorbesc. Oprim noi! E adevărat că în acest moment Science Med România are doar 4 unituri, este vorba de București, Buzău, Timișoara și Cluj. Nu pentru că nu ne-am fi dorit. Noi ne-am dorit să deschidem încă cel puțin 4 unituri până în acest moment, dar cea mai mare problemă cu care ne confruntăm în acest moment este lipsa medicilor.
Nu știu dacă numai la noi, cred că e o problemă la nivel național. Din păcate, foarte mulți medici au plecat din țară și chiar și de pe băncile facultății. Băiatul meu este student la medicină și spre supărarea mea profundă, cred că 80% dintre colegii pe care îi are pe băncile facultății nu se gândesc decât cum să facă să plece din țară. Pe lângă aceste dificultate cu care se confruntă majoritatea clinicilor, mai apare și problema complexă a pregătirii. În România nu există specialitatea de medicină integrată. Nu a fost gândită o asemenea specialitate. Da, dar acum a început să se dezvolte gândindu-ne că avem un institut de medicină integrativă. Sigur, sigur. Da? Sunt pași înainte. Noi, din păcate, trebuie să pregătim noi. Deci, medicii pe care îi avem, toți sunt pregătiți în specialități mai puțin cunoscute în România. Pentru că medicina integrată Science Med se bazează pe două concepte foarte interesante. Deci, odată este partea de medicină, haideți să spunem, naturistă, de unde s-au preluat cele mai bune metode și cele dovedite științific. Și aici vorbim deja despre medicină cuantică, vorbim despre electrosomatografie, despre homeopatie, care are deja câteva mii de ani, vorbim despre fitoterapie, vorbim despre gemoterapie, vorbim despre terapia florală Bach. Deci, practic, aceste metode sunt integrate cu medicina alopată. Și aici o să încerc să îți dau un răspuns foarte scurt și la prima problemă pe care ai ridicat-o legată de diagnosticare. Din păcate, medicina alopată se limitează doar la diagnosticarea la nivelul organic. Deci atunci când boala este deja declanșată, se aplică niște proceduri și cumva toți pacienții se introduc în niște nișe. Deci fiecare pacient intră conform unei proceduri, este clasificat și se dă un tratament oarecum standard. Medicina integrată Science Med vine cu două lucruri foarte importante în plus. O diagnosticare la nivel energetic, cu ajutorul medicinei cuantice sau biorezonanței, și o diagnosticare la nivel celular cu ajutorul electrosomatografiei, plus privirea pacientului ca un întreg cu ajutorul homeopatiei. Din acest motiv, spunem noi că această diagnosticare pe care o facem noi la nivel de Science Med este o diagnosticare holistică. Deci noi privim pacientul ca pe un întreg. El nu este doar o sumă de organe, el este de fapt și energie, este și interacțiunea celulelor, sunt și organele, deci practic noi îl privim ca un întreg. Și atunci faptul că noi reușim să îl diagnosticăm la toate cele trei niveluri, rezultatele sunt mult mai bune. Aici vreau ca să o provoc pe specialist, pe medic. Sigur. Tu ești specialist în investiție, da? Dar eu mă așteptam la tine să spui, da, că, domnule, putem găsi, nu negăm că e greu, să găsim, școlarizăm unul la Bistrița, și ar fi foarte bine, spun și eu ca idee, de exemplu că voi veniți mereu în București, la Universitatea Medico-Farmaceutică deja am văzut și profesori care vin la noi și văd cu totul și cu totul o altă atitudine și vorbesc foarte frumos la colegul meu Daniel Rosin despre medicina cuantică. Deci iată că un mesaj și un început este. Eu cred că e bine să vă duceți amândoi, da, la facultate și să căutați să recrutați de acolo cei care sunt în ani terminali. Nu trebuie zeci de doctori. Unu, doi, să-i expuneți în câteva cuvinte, asta și să le găsiți o soluție, sau chiar pe plan local, de exemplu, la cei de la Bistrița, eu știu, sunt orășele mici, să știu mai, domne, poate unul dintre ei au copii care sunt în zonă, ei pleacă în sănătate că nici nu au locuri de muncă, îi să face locul de muncă la Bistrița, de exemplu, da? Sau îi să poate face un loc de muncă la Suceava, da? Și eu zic că nu e ușor. Bineînțeles. Deci noi nu am spus-o ca pe o scuză, am spus cu ce ne confruntăm în acest moment, dar noi nu renunțăm, pentru că noi suntem deschizătorii de drumuri pe ceea ce înseamnă medicina integrată Science Med în acest moment în România. Și din 2010, de când suntem aici, avem foarte multe rezultate și oamenii cred în noi. Nu e bine să ne lăudăm noi singuri. Ar putea să o facă cei 20.000 de pacienți pe care i-am tratat până în momentul acesta și în România. Nu numai, am văzut că au venit pacienții, că eu am vorbit cu ei din Spania, din Italia, da, și au venit la voi, dar chiar unul, Robert, și nu mai știu cum, din Spania, mi-a spus că de ce nu puteți face un centru în Spania pentru români, pentru că acolo sunt
sute de mii de români. Ia câte că și acolo se pot deschide cabinete pentru românașii noștri care stau, trăiesc și mulți nici nu se mai gândesc să vină înapoi pentru că văd balamucul din politică, hoția și așa mai departe. Nu-i mai atrage nimic. Și atunci este firesc, pentru că mulți mi-au spus că sunt medici acolo, români, care au putea să fie școliți de voi. Așa este. Este o idee interesantă. Noi am mai avut la un moment dat o asemenea abordare, e adevărat că nu pentru Spania, noi ne gândeam la Germania. Germania în momentul acesta este liderul mondial în ceea ce, european, scuze-mă, nu mondial, da, da. Liderii mondiali sunt americanii. Pe ceea ce înseamnă cercetarea pe medicina integrată Science Med. Și este o abordare interesantă, o avem în calcul și promit că facem tot ce ține de noi pentru acest lucru. Eu o să las pe doamna doctor să fie mai exactă, dar un lucru vreau să-l spun. Faptul că medicina aceasta integrată, Science Med, a ajuns deja după... suntem deja în anul 6 de când suntem în România. Mulți înainte. Să fim, sperăm noi, respectați. Deci la început a fost o perioadă foarte grea în care nimeni nu știa despre ce-i vorba. Atunci când se spunea medicina integrată Science Med, s-a ajuns în acest moment să fim priviți cu foarte mult respect de către colegii noștri medici, de către pacienți. Avem un număr extraordinar de mare de studii reușite. Chiar cel mai interesant studiu pe care l-am terminat este legat de partea de terapie, unde am reușit pe un lot mare de pacienți să obținem vindecarea fără niciun fel de pastile, doar cu armonizări energetice și folosind terapia prin muzică, homeopatia, sigur. Deci, fără să am aici terapia, două cărți care o să le arăt telespectatorilor să vadă că voi vorbiți din cărți. Da. Vorbim din realitate, vorbim din ceea ce facem zi de zi acolo. Și rezultatele sunt foarte, foarte interesante. Deci chiar acest studiu a urmărit eliminarea totală a medicamentelor chimice de sinteză. Sigur, el a fost un studiu. Noi nu recomandăm în acest moment, cel puțin pentru bolnavii cronici, să se renunțe la tratamentul chimic, pentru că putem să diminuăm dozele cu și timpul, încet, cu încet. Timpul, da. Da. Aici, Mihaela, haideți să vorbim din punctul ăsta de vedere al mileniului 3. Nu? Parcă eu știu că suntem în mileniul 3, că toată mă bulversez și cred că nu am depășit anii 2000 sau 1994, spun. Da? Pentru că nu iau în calcul 1990, că a fost o piatră de hotar și zici, hai că la oameni li se mai spală mintea, se mai emancipează, apar alte informații și în felul ăsta mergă către o emancipare a societății. M-am înșelat din punctul ăsta de vedere și de asta am și pus acolo medicină integrată, medicina mileniului 3, pentru că trebuie să fim o ceată, ca să spunem așa, de specialiști, da? Unde căutăm să dezvoltăm mentalitățile pentru mileniul 3, pentru că sunt o groază de doctori care au aceeași mentalitate ca în mileniul 2. Pe mine mă deranjează foarte mult. De ce? Pentru că de la un doctor te aștepți la un alt nivel intelectual, la un alt fel de pricepere a informației. Și aici trebuie să ai tu cuvântul, da, ca specialist. Apropo de informație, este baza universului, de fapt. Și da, asta ne spun oamenii de știință, fizicieni, în mod particular. Iar acest lucru, bineînțeles că s-a extrapolat în toate domeniile științei și este absolut normal să ne aliniem, pentru că există dovezi și cercetări în acest sens. De aceea, medicina integrată Science Med pornește de la aceste noțiuni dovedite, pentru că trebuie să înțelegem că universul și organismul uman nu face excepție de la aceste lucruri, se dezvoltă pe o matrice informațională energetică care precede dezvoltarea corpului fizic. Este extrem de interesant, întrebări se ridică foarte multe, pentru că au fost cercetări încă din anii 1920 în acest sens și demonstrații, și mai înainte. Poate și înainte, care au arătat că există un ceva care asigură dezvoltarea corpului fizic ulterior, dar ceva care precede dezvoltarea celulară, precede dezvoltarea organismului ca din punct de vedere organic. Deci acel ceva este informație, energie, ceea ce noi putem înțelege este câmpul electromagnetic care a fost pus în evidență în cazul experiențelor pe animale și pe plante, un câmp electromagnetic care are o anumită formă și care are o anumită axialitate și care respectă dezvoltarea corpului viitor. Aceste lucruri au bulversat știința, ulterior s-au repetat
experimentele și ele s-au putut dovedi că sunt reale. Și lucrul acesta s-a dovedit și pentru corpul omenesc. Astfel încât, de fapt, noi pornim în analiza din medicina integrată Science Med pentru determinarea acestui pattern informațional energetic cu ajutorul metodei de biorezonanță, care este o metodă foarte exactă pentru că ne arată, de fapt, cât de ordonate sunt biocâmpurile corpului. Biocâmpurile sunt demonstrate. Noi le avem în jurul nostru, deși nu avem organe de simț pentru a le percepe, majoritatea dintre noi, există și excepții, dar pentru aceasta avem aparatele. Aparatele de biorezonanță care ne pun în evidență existența acestor câmpuri, biocâmpuri de natură electromagnetică. Foarte mulți oameni de știință sunt de acord că mai există și alt fel de câmpuri pe care le denumesc în diferite modalități gravitonice, neutrinice. Dar ceea ce putem înțelege cu știința actuală sunt câmpurile electromagnetice pe care noi le culegem cu ajutorul biorezonanței din corpul persoanei testate și putem afla cât de dezechilibrate sunt aceste câmpuri pe diferite structuri organice ale corpului. Este starea care precede dezvoltarea unei suferințe organice. Adică starea care precede chiar și tulburările funcționalității celulare. Este prima stare, de fapt, înainte de a ne îmbolnăvi, înainte de a simți că avem vreo problemă. După care urmează în ani, sub influența diferiților factori de agresiune exteriori, dezechilibre la un alt nivel, la un nivel ceva mai grosier și respectiv la nivelul funcției celulare. Celulele sunt acele elemente micuțe microscopice care alcătuiesc corpul nostru fizic și care, înainte de a da semnale de natură simptomatică că nu funcționează corect, se dereglează din punct de vedere adaptativ. Deci, aceste celule noi le putem testa cu electrosomatografia interstițială, care ne dă informații într-o zonă diferită a corpului fizic, diferită de metodele clasice. Da. Mihaela, eu aici vreau ca să fac o provocare. Nu știu dacă ați făcut un astfel de studiu sau o verificare, dar e foarte bine să luați și voi în studiu. Mi-aduc aminte de un studiu american care a arătat prin mamografie că datorită mișcării situația sânilor la femei și de fapt a întregului corp apar îmbunătățiri. Știu că la voi un pacient când vine stă vreo 2 ore, 3 ore, nu știu, tu știi mai bine, da? Și dacă în același timp voi puteți să monitorizați prin încărcarea energetică sau prin echilibrarea energetică dacă apar aceste puncte de îmbunătățire a corpului, așa cum au testat americanii prin mamografie. Bineînțeles, dar nu este vorba despre mamografie. Nu e tot una cu mamografia. Mamografia este o investigație imagistică, da, care pune în evidență nivelul ultim de îmbolnăvire al țesutului respectiv. Deci da, e ultimul stadiu, ca să spunem așa. Noi încercăm să prevenim a ajunge în aceste stadii. Și ceea ce monitorizăm este echilibrul câmpurilor pe care îl obținem cu terapia de biorezonanță, ședințele acestea de terapie cu biorezonanță și nu numai, pentru că mai folosim și altfel de terapie informațională cu câmpuri luminoase care acționează complementar cu biorezonanța. De fapt, noi îmbunătățim funcționalitatea și informația biocâmpurilor. Acea bioinformație care reglează mai târziu funcțiile celulare biochimice. Și asta facem la control. Verificăm echilibrul din câmpuri și totodată verificăm în ce mod se adaptează celulele organice la tratamentul nostru. Dacă adaptarea este mai eficientă, dacă adaptarea duce la normalizare sau se apropie mult mai mult de normalizare, pentru că organismul nostru este expus în permanență la factori de agresiune și la stimuli exterior de toate felurile, la care reacționăm. Problema este că această reacție nu este percepută de obicei, este o reacție la nivel celular. Doar unele persoane mai sensibile percep anumite modificări, cum ar fi, de exemplu, la modificări de presiune atmosferică sau chiar câmpuri electromagnetice, dar, în general, noi nu percepem aceste modificări, însă celulele noastre le percep. Și noi apreciem modul în care ele răspund la acești factori provocatori din mediu, iar dacă provocarea este foarte puternică și ele fac eforturi adaptative exagerate, exacerbate, la un moment dat vor duce la îmbolnăvire organică sau pur și simplu la tulburare funcțională și simptomatologie. Da. Aici trebuie să facem și o paralelă, da? Încât să-i lămurim pe oameni și chiar pe doctori. Mă rog, există o invidie extraordinară între doctori, da?
ca și în politică. De fapt, păcat că invidia asta nu trebuie să fie o virtute, ci mai degrabă să fim modești. Și, de exemplu, se duce o persoană la un medic, la laborator, îi fac niște analize, în urma unor analize îi spun că ai cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. În momentul respectiv, când vine la tine, da, tu îi spui că are cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare și cu tare. Adică îi spui mai multe. Ceea ce spune o secundă, ce vreau să vorbesc mai popular, mai pragmatic, încât să înțeleagă lumea, să nu mai facă confuzie, să se ia după fel și fel de doctor care nu au competențele de care voi vă luptați, să promovați și să găsiți doctorul unde să-i școliți și să le puneți această licență în mână. Da? Pentru că vine un pacient cu analizele de la tine și se duce la medicul de familie sau la un cardiolog, eu știu, la un medic curant. Și medicul curant sau la zice, a, nu, stai, las cu problemă, faceți ceea ce v-am spus noi aici, pentru că ceea ce am spus noi e bun. Diferența trebuie să o înțelegem, că înainte de toate bolile pe care tu le regăsești, da? Da? Sunt mai multe decât cele pe care prin secreții, prin luarea de sânge, recoltarea de sânge, sunt mai multe. De ce? Pentru că înainte de toate bolile sunt în plan energetic. Și aici vreau ca să dezvolți. Da, deci vreau să clarific un lucru. În plan energetic nu se pune diagnostic de boală alopată. Organe boală. Și bolale. Doar de predispoziții. Deci trebuie să înțelegem clar. Aceste analize. Și preventiv. Că este o analiză multilevel, deci multidimensională. E analiza energetică care ne arată potențialități pe care putem să nu le dezvoltăm niciodată dacă nu avem un teren foarte predispus genetic și nu avem factori foarte puternici la care ne expunem. Stresul, dar putem și mâncarea, să le... Foarte mulți factori de agresiune, da, sunt în jurul nostru. Poluarea electromagnetică e demonstrată. Chimicalele, la chimicele, fel. Factorii fizici, factorii, da, microbieni, tot felul. Stresul psihologic, bineînțeles. Deci putem să nu dezvoltăm niciodată o afecțiune la care suntem predispuși. Deci e vorba de potențialitate. Nu e același lucru diagnosticul medical clasic cu diagnosticul din aură. Nu este același lucru cu diagnosticul electrosomatografic din spațiul intercelular și acolo vorbim despre potențialități, cumva mai apropiate de partea organică, pentru că vedem exact care țesuturi sunt supra-solicitate funcțional, care sunt cele mai expuse la factorii de risc. Și atunci, chiar și atunci când pacientul are deja o boală despre care știe, și noi scanăm întregul corp, putem să spunem că mai există și alte organe care sunt la risc de îmbolnăvire, mai ales dacă el înghite și foarte multe medicamente de sinteză. Da. Și aici trebuie nu să suntem ne gândim împotrivă, la un lucru, dar vrem să le minimalizăm. Da, că un mare profesor în medicină energetică, Paul Bremer, a și spus problema asta, că înainte de toate boala apare în plan informațional, energetic, informațional, și apoi în plan fizic. Se modifică fizic, vibrația. Exact, corpului, când tu te duci pe omă și îți iei secrețele și ai cu tare. Au și ele importanța lor, da, în faze foarte avansate. Da, bineînțeles, cum să nu. Toate sunt importante. Da, trebuie să le corelezi. Trebuie să le integrăm, aici este, da, problema. Integrare medicală. Eu o să încerc să explic foarte simplu, de fapt, cum ne îmbolnăvim. Noi ne îmbolnăvim în trepte. Da. Prima dată apare un dezechilibru la nivel energetic, după care apare dezechilibru la nivelul celular, iar în ultima etapă apare dezechilibrul la nivelul organic și se pune diagnosticul de boală, așa cum este omul obișnuit, exact acea procedură care spuneam la început. Deci el, dacă merge la un medic alopat, medicul alopat nu știe să pună altfel de diagnostic, el îl bagă într-o nișă și te contestă pe tine, care spune, ai o specialitate, uite, superioară. Tu ai boala, da, asta. E, noi în momentul în care analizăm un asemenea pacient, noi îl analizăm la toate cele trei niveluri, și la nivel energetic, și la nivel celular, și la nivel organic. Ce este foarte interesant, pentru că acum trebuie să încerc să explic în două cuvinte ce se întâmplă cu un pacient când vine la noi, pentru că nu este, cum să spun, niciun secret. Deci în momentul în care un pacient se prezintă pentru o consultație de medicină integrată Science Med, într-adevăr durează două ore, între două și trei ore această consultație. Ce se face într-o consultație? Deci el este investigat la nivel energetic. Se vede unde apar dezechilibrele. După care este testat la nivel celular, se vede și acolo unde sunt dezechilibrele, este făcută o anamneză și alopată, pentru a se vedea și boala din punct de vedere alopat, este făcută o consultație homeopată pentru a putea fi privit și la nivel mental și psihologic ca un întreg,
După care medicul își face o idee exact care sunt problemele pacientului și îl vede pe pacient exact, cum să spun, în toată dimensiunea lui. Deci nu îl vede doar la nivelul acesta organic de să spunem, diagnostic alopat. După care el gândește un tratament. Acest tratament are posibilitatea să-l verifice pe loc. Deci acesta este marele avantaj al medicinii integrate Science Med. În momentul în care medicul gândește un anumit remediu homeopat sau un medicament de sinteză, crede că îi se potrivește pacientului, are posibilitatea să-i verifice eficiența pe loc. Este potrivit pentru pacientul respectiv sau nu? Pentru că aici este iarăși o problemă. Nu dăm niciodată același tratament pentru doi pacienți. Este un tratament personalizat, individualizat. Da. Aș vrea ca să personalizăm și noi niște muzică. Marius, să-mi spui dacă ați pregătit muzica. Este pregătită? Este pregătită. Dragi telespectatori, astăzi vreau să vă relaxez în prima parte cu o melodie superbă. Mie mi-a plăcut foarte mult. Încă de când era Demis Roussos copil, la urma urmei tot eu l-am făcut pe Demis Roussos. Da? Eu l-am îngrășat, eu l-am slăbit. Dedicăm o melodie superbă, din punctul meu de vedere și sper că și din partea dumneavoastră, dragi telespectatori, să fiți mulțumiți, unei persoane foarte frumoase pe care nu o cunoașteți, dar o cunosc eu, pentru că la urmă urmei eu am făcut-o, eu am crescut-o, eu o nominalizez. Laura Radu. Dacă e o doamnă superbă, îi spun la mulți ani, te iubesc, Laura, și Mara cu Demis Roussos.